Obiective foarte importante ale vieții satului românesc în trecut, majoritatea morilor de apă au fost lăsate pradă degradării după ce tehnologia a avansat și oamenii nu au mai avut nevoie de ele. Cristina și Ionuț Ploștinariu, doi tineri din Mehedinți, soț și soție, sunt la un pas să reabiliteze o moară veche și invită pe localnici să-și amintească de trecut și să macine așa cum o făceau acum 100 de ani. Mai mult, tinerii vor să dea morii din comuna Dubova și un scop turistic, pentru că zona este vizitată anual de zeci de mii de turiști. Principiul de funcționare este acel buton cu apă care învârte palele. Palele acelea învârt piatra mișcătoare, iar între cele două pietre sunt boabele care se sfarmă și se produce mălaiul. Acolo sus este un coș, în coșul acela se pun boabele. Prin ajutorul acestui lemn, prin trepidații cad pietrele aici prin gaură, ele se sfărâmă și se face făină. Ionuț Ploștinariu este tânărul care, împreună cu soția sa Cristina, s-au gândit să redea viață morii aflate într-o avansată stare de degradare în zona satului Plavișevița. Ionuț spune că priva cu tristețe cum moara la care măcinau și bunicii săi și de care îl leagă multe amintiri din copilărie stă să se năruie. Au cerut și ajutorul unor prieteni și în doar două săptămâni, fără prea multe eforturi financiare, dar cu multă muncă și implicare, proiectul lor este aproape gata, iar moara arată ca nouă și numai bună de măcinat. Am început acest proiect, eram mic copil, ne-am la bunicul meu care are o cabană un pic mai în spate și știu de când se măcina. A ajuns într-o stare foarte degradabilă, cred că 90% din ea a fost terminată și cu ajutorul prietenilor am început să strângem lemnul, să-l ansamblăm, să facem acoperișul, să facem micile reglaje la pietre în interior. Sunteți cumva legat sufletește? Sunt legat sufletește, da, cum să nu. Tocmai ce v-am spus, de mic copil o știu și cred că e un lucru foarte bun că am făcut această chestie. Și vreți să facem și pe cealaltă? Dacă ne ajută Dumnezeu, da. Am vrea să o facem și pe cea de-a doua moară. Tinerii care i-au ajutat pe Ionuș și Cristina sunt și ei localnici și când au auzit de proiect, nu au stat nicio clipă pe gânduri și s-au pus pe treabă, mai ales că le plăcea să lucreze cu lemnul. Pentru mine a fost un proiect de suflet, deoarece bunicii mei au locuit la câțiva kilometri în amonte spre localitatea Sfinița, mai exact în localitatea Tisovița. Și aceste mori de suflet care îmi povesteau bunicii mei de când eram mic, eu am 34 de ani și știu moara aceasta de pe la vârsta de undeva 6-7 ani. Treceam zilnic pe lângă ea și o vedeam. La acea vârstă era încă funcțională. Și după aceea a rămas în paragină foarte mulți ani și bineînțeles cu prietenul meu am hotărât să o recondiționăm. Îmi place foarte mult să lucrez cu lemn, cărămidă și a fost în același timp o provocare. E un proiect reușit, o să fie mult mai bine, în primul rând să-i dăm drumul cum trebuie, să facă făină, să măcinăm făină și lumea care vine să macine făină, boabe de grâu, boabe de porumb, bineînțeles, se poate face și făină albă și făină de mălai, e binevenită, bineînțeles, fără bani. Când vor finaliza ultimele rătușuri și moara va fi gata, tinerii vor să-i redea nu numai utilitatea de altă dată și sătenii să poată măcina gratis, ci să o și transforme într-un obiectiv turistic. Am dorit ca locuitorii, în primul rând, ai fostei comune Plavișevița, dar și a satului Dubova, să vină să își procure hrana, cum își procurau bunicii, prin această sursă, să-și macine făină. Și ne dorim ca turiștii care ajung la noi în zonă să, de asemenea, să experimenteze și ei acest lucru, să vadă cum bunicii își procurau hrana de zi cu zi. Sunt mulți turiști care ajung în zonă? Sunt foarte mulți turiști care ajung în zonă. Ne dorim ca ei să fie bucuroși de acest proiect al nostru și să povestească și altora importanța acestui lucru. Dacă lucrurile vor merge bine, tinerii vor să reabiliteze și cea de-a doua moară a comunei aflată în vecinătatea acesteia. O a treia moară la care sătenii din Dubova au măcinat sute de ani este expusă la Muzeul Satului din București.